O pătrundere pe contrasens a dus la o nouă tragedie pe drumurile din Prahova. În jurul orei 10:20, pe drumul național 1B, în afara localităților Luiasca, s-a produs un accident de circulație grav, soldat cu decesul unei persoane. Din primele cercetări, se pare că s-a produs pe fondul pătrunderii pe contrasens. În accident a fost implicat un autoturism și un ansamblu de vehicule format din cap tractor semiremorcă tip cisternă, care la momentul procesului accidentului nu transporta mărfuri periculoase. Echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru șoferul autoturismului care intra pe contrasens. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.